Complexul energetic Hunedoara a repornit termocentrala de la Paroșeni, aceasta fiind una dintre puținele perioade în care aici se lucrează. Totul s-a întâmplat pentru că pe porțiunea de cale ferată de până la Mintia, unde este cealaltă termocentrală, se fac lucrări și nu mai pot trece trenurile cu huilă. Cum a afectat asta activitatea de producere a energiei electrice, ne explică administratorul special de la CEH. Am transportat cărbunele la termocentrala Paroșeni și de aceea termocentrala Paroșeni se află în funcție în momentul de față. Reușisem la Mintia, aveam un stoc de peste 25.000 de tone de cărbune. Acolo termocentrala funcționează în continuare, se asigură agentul termic și apa caldă pentru locuitorii din Deva. Iar restul cărbunului care a fost extras din mine din Valea Jiului s-a dus către termocentrala din Paroșeni. Din păcate însă, complexul energetic Hunedoara vinde din nou la prețuri mici, aproape de jumătate din costul producției, energia pe piața de profit. Asta, așa cum spune administratorul, pe motiv că nu este deloc cerere, în condițiile în care întreaga economie stagnează de o bună bucată de timp. Prețul este foarte, foarte mic, în continuare economia stagnează, nu se văd orizonturi foarte bune. Prețul care îl avem, de exemplu, care l-am avut ieri, încă astăzi nu știu, dar pentru ieri, a fost de 111 lei megawatt-oră, deci un preț foarte, foarte mic. Spre comparație, până acum, anul trecut m-am interesat pe aceeași perioadă, în luna aprilie, aveam prețul și de 300 de lei, iată astăzi vorbim despre 111 lei, deci prețurile sunt foarte, foarte mici. Termocentrala de la Paroșeni reușește să fie pornită doar în situații limită din lipsă de huilă, deși aici a fost implementată una dintre cele mai moderne tehnologii de producție a energiei electrice. Din păcate, doar Deva mai are abonați la sistemul de termoficare și de alimentare cu apă caldă, iar din acest motiv, termocentrala de la Mintia lucrează fără oprire. Paroșeniul, așa cum spune administratorul special, va produce energie până cel puțin la finele acestei luni.